Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod de Brawl Stars pe acest canal. De data asta hai să deschidem direct Mega Pig-ul. Wow, nici măcar nu mai zicem de like-uri de nimic. Așa că apăsați neapărat pe like și 500 de coins-uri, vezi că nu e rău? Nice. Hai să începem acum cu Star Drop-urile. Bă, deja epic, fie anteră. Asta chiar e tare. Deci cât timp deschid eu aici Star Drop-urile astea, nu uitați neapărat să apăsați și voi pe butonașul de like, să facem cât de multe like-uri la acest episod și scrieți neapărat în comentarii al câtelea like sunteți voi. Poate sunteți al 20-lea, al 1000-lea, al 100.000-lea, cine știe. După câte se poate observa, am 20 de star drop-uri în total pe contul ăsta și nu știu ce să zic. Bă, mie mi se pare destul de ok, parcă. Nu mai știu dacă erau 80, nu-mi dau, da, vreau să zic 80. Nu mai știu dacă erau 20 mereu, parcă da. Și bă, sincer, după câte se poate observa, nu prea am noroc. Cam asta ar fi toată problema. Uite-te și tu, numai rar, super rar. Și de ce mai multe ori foarte... foarte ghinionistă, zicem așa, având în vedere. Bă, mitic, fii antenă! Oh my god, un player icon din mitic, du-te și culcă-te, bă, frate, mă, pe bune și aici, acum la rar îmi dă 25 de powerpoints-uri, na. O să fie destul de ghinionist din câte prezimt eu, prezimt, ce-am zis acolo, presimt, sau poate că prezint, cine știe, îmi vine din nou 25, asta a devenit ceva, bă, a devenit o obișnuință să ai un star drop rar, ești de bun? Ok, 50 din nou, powerpoints-uri, da? Și nu uitați neapărat să rămâneți până la final pentru că o să fie un video foarte, foarte interesant pentru că mi-a picat un skin foarte șmecher. Deci, în fine, hai să vedem acum rar, rar, din nou rar, 50 de coins-uri, hai să vedem și pe ăsta, rar, rare, se mai spune rare și rare, da. Ok, 50 de coins-uri, hai să vedem din nou rare, rare, rare și rare. Wow, deci cel mai interesant lucru să deschizi star drop-ul, uitați-vă și voi, bă, deci pur și simplu e cel mai plictisitor lucru atunci când îți dă un star drop rare sau super rare. Na, 25 de powerpoints-uri din nou. Oh, acum super rare, forță, hai să vedem, 100 de coins-uri, wow, mă așteptam asta, bă, super rare, fii antrenă. Oh my god, 100, bă, 100 de coins-uri din nou, cred că o să turbesc sau ceva. Deci am primit bun decât un player icon. Bine, e mult zis bun, e ceva în afară de coinsuri și în afară de star drop-uri. Dar, în fine, hai să vedem ce este și pe shop, după câte se poate observa. Oh my god, niște tokens doubler. Asta nu e rău, între noi fie vorba. Ok, da, resta absolut nimic nou pe shop. Și fie atent ce zic, băieți ăștia, n-am primit nimic, nici eu, e buguit la mine. Nu am luat nimic bun. Jocul ăsta face mișto de mine, 2 sau 3 epici am avut din care am primit doar 200 de bani și pinuri. Ok, la fel ceva de ce nu am fost și eu. Și na, bă, frate, au venit provocări noi, hai că provocări dacă e quest-uri noi, în fine. Și da, cred că a venit timpul să deschidem și pe al doilea cont, după câte puteți observa. Haideți să vedem pe al doilea cont, poate o să fie un cont mai norocos, pentru că, na, știți că e un cont mai nou. 81 de blinguri, nu știu ce zic, 400 coins, 164 powerpoints. Hai să vedem și acum, nu avem 20 de star drop-uri din păcate, dar asta este. Mai super rare, super rare și 200 XP. Da, nu știu ce să zic despre chestia asta. Rareș din nou vreau să zic, adică are un sens, rareș. Ok, bă, epic, fii atent, data asta mai bun. Haide. Bă, frate. Bă, deci de fiecare dată când e epic sau mitic sau ceva, realitate mare, doar atunci dau pinuri sau spray-uri. Ești de bun, pin, spray, prin, spray, spray, pin. Da, în fine. Haide, 50 de powerpoints-uri. Haide, super, epic, bă, mitic, fii atent, legendar, ai că legendar dacă e. Ok, înainte să-l deschidem, nu uitați neapărat să apăsați și voi pe butonașul de like în 3, 2, 1 și... Ok, 200 de powerpoints-uri, da, cred că o să mă las de jocul ăsta, gen. În fine, hai să vedem acum, super rare. Evident că nimic bun, un spray. Mie îmi dă spray, frate, doar spray-uri și pin-uri dacă e trecut de epic sau super rare. Dacă e trecut de super rare, gata, pin sau spray. Cele mai nefolositoare chestii, ești nebun, de super rare și pur și simplu, bro, parcă unele star drop-uri sunt mai bune și unele mai, nu știu, n-ai, nu prea are sens ce zic, nu știu, parcă astea care le iei din meciuri sau de la challenge-uri sau din Mega Pig sunt foarte nenorocoase, să zicem așa. Uite, mai avem câteva în plus 3, ok, rare, evident că nu e legendar, hai să vedem, oh, super rare, foarte tare. Ok, hai să vedem și ultima. Asta, bă, asta a fost ultima, oh my god. Bă, nimic bun, hai să ne alegem aici. Văd că avem recompense și ieri am avut recompensă un brawler și am ales pe Daryl. Și deja s-a făcut power 5, uite-te și tu, foarte, foarte tare. Deci recompensele astea chiar sunt bune, dacă e să mă întrebați pe mine. Avem aici foarte multe eventuri noi, să zicem așa. Hai să vedem și cei pe shop. Bă, fiind în Crow la 349 de gemuri de-a mea se merită.
Ok, punctele astea o să pună pe B și skin-urile astea, nu știu ce să zic despre ele, deci na. Ok, aici am intrat din nou pe contul mare, după câte se poate observa. Hai să jucăm cu Maisie, pentru că avem provocare cu Maisie. Deci, da, evident că o să dăm un meci la solo și e cea mai nasoală mapă din România la solo, ce credeți, bro? O mapă pe care nici măcar nu sunt power-up-uri, bro. Cum să faci o mapă pe care să nu fie power-up-uri? Mi se pare șocant, mi se pare ireal, băi, ce fete. Deci dați un like pentru că o să mă chinui să joc cu Maisie pe mapa asta. Și, bro, Maisie mi se pare un brawler destul de bun, dar prost în același timp, gen. E bun că dă foarte mult damage și are, nu știu, parcă... O să mă mișc eu mai bine cu ea, are un movement bun, dar nu știu, totodată parcă dă hiturile astea cu delay, adică se duc foarte greu hiturile. Deci, na. Ok, bă, ce se ferește să fie antena de nu. Se ferește mai mult ca nici măcar nu știu ce să zic. Mai mult decât cel mai bun din România. Ok, poate chiar eu sunt cel mai bun din România, nu știu exact. În fine, hai să vedem, vine un cotlet, îi dăm de la distanță, pac. Bro, cât de slab să fii să nu te ferești de hitul ăla care l-am dat, ești de bun. O, și petic, hai că l-am nimerit petic dacă e. L-am nimerit Ember. Bă, frate, bă, fie întâlnă că îmi dă damage non-stop. Ok, hai că l-am nimerit și eu cu gadgetul dacă e. Gadgetul ăla cred că dă doar mai mult damage. În rest nu știu ce face, dar în fine. Hai că, bă, frate, dar nimeresc și eu un hit. Hai, ultima ta, bam. Nu, dacă mai nimeream hitul ăla. Bine, dacă nimeream hitul ăla, ea murea gen după ce am murit eu, deci nu avea nicio relevanță pentru mine, dar asta este. Deci, în fine, acum hai să jucăm și noi cu Janet, zic. Mergem aici, bam, și dăm un meci cu Janet, pentru că este un brawler care nu a mai jucat de mult și eu zic că merită pușat, adică, na, de ce nu? Hai să vedem care este treaba. Sper să-mi dea un meci greu ca să am certa content. Deși eu când filmez vă spun sincer că am puțin lag, adică nu se mișcă perfect, dar măcar se mișcă bine pe filmare. Chestia asta e bună. Deci, hai să vedem. Ok, obitul ăsta cam dă târcoale. Se învârte. Hai că se mai învârte dacă ea a fugit. Nice. Bă, frate, Jesse, ești de bun. Încercă pe mine să mă bată Jesse și cu 8-bit. Ok. Hai că am dat și emote-ul ăla și bam. Bam, bam, ultimata. Hai bă, dacă nimeni acum cu două hituri, asta este. Hai că l-am nimerit eu cu două hituri dacă e și nu Jesse. Bă. Omule, cât de meci dă, bă, Jesse. Doamne, iartă-mă. Bă, e insane, dar avea mult power-up și de-aia, bro, mi se pare insane. Oh my god, un startup. Hai să vedem, epic, ok, epic. Înainte să-l deschidem, vreau să apăsăm toți pe butonașul de like în 3, 2, 1 și like. Ok, cred că suntem pregătiți să îl deschidem și ce va pica. Bă, yeah, schimb pe Carl, bă, dați neapărat un like pentru asta, Goblin Carl. Wow, hai să vedem, scrieți neapărat în comentarii câte gemuri a fost. Pentru că eu nu am nicio idee, sincer vă spun, așa că hai să-l echipăm, o să dăm un match pe episodul viitor cu el, nu uitați de un like și noi ne auzim data viitoare și pa!